mă lasă tata să vorbesc. Mulțumesc tare mult că ați venit în număr atât de mare. Înțeleg că v-a interesat mai mult spiritul și litera decât meciul Simonei Halep. Rivalitatea e dificilă, da? Și întâi vreau să spun câteva cuvinte despre proiectul reeditării cărților tatălui meu. Suntem la a doua carte pe care o publicăm, însă n-am respectat întru totul ordinea cronologică, pentru că, de fapt, Spiritul și litera e prima carte a tatălui meu, este cartea lui de debut, un debut foarte târziu, avea 51 de ani, când a apărut Spiritul și litera, un debut tardiv, evident, care se explică prin anii de clandestinitate și de închisoare. El însă a început foarte de devreme să scrie, povestește cu mult umor chiar din copilărie. Din copilărie se credea scriitor și bunica lui îi întreținea această aspirație, da? Era convinsă că e un geniu literar, mă rog, un geniu universal, de fapt, le petit un genii, spunea ea întotdeauna, pictor, scriitor, de toate. Însă, primele texte publicate au fost în presa culturală a anilor 30, de-al minteri, Cristi Gheorghe a găsit, prin nu știu ce anticariate, un ziar, cred că era Universul Literar, în care a publicat foarte devreme, pe la 17-18 ani. În mod puțin paradoxal a început tata să publice în Universul, că lui nu era simpatic Stelian Popescu, da? Marele ziarist și patron de presă. Da? Stelian Popescu nu-i plăcea foarte mult lui tata, după cum nu-i plăceau nici alții în ziarele sau revistele cărora a publicat. Însă întâmplarea făcea că era foarte prieten din școală cu fiul lui Stelian Popescu și, practic, Universul Literar era jucăria lor, să zic așa, o jucărie serioasă și, mă rog, textele lui sigur că sunt puțin naive citite acum, dar arătau deja că are ochi de critic de artă. Așa a început el, ca critic de artă. Însă, Spiritul și litera este volumul lui de debut. Ăsta e și motivul pentru care am pus pe copertă o imagine cu tata tânăr. Pentru că vreau să acompaniem toate aceste reeditări cu poze, mă rog, poze, imagini ale tatălui meu la diferite vârste. Problema e că nu prea sunt poze cu tata din perioada intermediară, adică exact asta care ne interesează. Nu prea sunt poze cu el de la 40 de ani. Mă rog, e o poză făcută de securitate la anchetă, bună poza, foarte bună poza, dar totuși calitatea nu permitea să lucrăm pe ea. De-al minteri, nu știu că ați văzut-o, da? E o poză din 59, de la proces, de la anchetă, și probabil totdeauna am spus că e cea mai reușită poză de deținut anchetat, da? Comparați cu celelalte poze ale bieților deținuți, de exemplu la Siget, la închisoare, la muzeul de la Siget, aveți, nu știu, mii de poze cu deținut și vezi de departe, îl recunoști ușor că e cea mai, sau una dintre cele mai reușite poze. Poza de la care am plecat cu acest desen și îi mulțumesc încă o dată lui Andrei Câmpan, graficianul nostru, pentru acest desen. E o poză, evident, de la 20 și ceva de ani, adică de atunci când scria în Universul, Gândirea și alte reviste interbelice. De-al minteri, nu pot să nu remarc contrastul între cele două imagini, da? Pentru că avem o dublă lansare astăzi, vom vorbi despre CD-ul
pe care l-ați auzit, da? Cu vocea tatălui meu povestind despre diferite personalități culturale pe care le-am cunoscut foarte bine, și prietenii noștri de la Radio România au ales o imagine cu tatăl meu foarte bătrân, deja peste 80 de ani, este imaginea cu care multă lume s-a obișnuit. Însă mama spune uneori, prea bătrân era în poza asta, mamei plac mai mult pozele din vremea când s-au cunoscut, da? Când mai avea încă păr, de exemplu. Da? De-al minte pe volumul Bunul Simț ca Paradox e o imagine care corespunde foarte bine cu perioada respectivă. Voi intra în detaliu cărții, să vorbim puțin mai mult despre spiritul și litera, dar înainte aș vrea să o rog pe doamna Mateescu să ne spună cum a făcut interviurile cu tatăl meu, pe ce durată și cum s-a încropit această relație de jurnalist și de intervievat. Pasez okay. Microfon. Merge. Nu știu dacă merge, nu merge. Să nu facem da. Teste, nu?